No, salutare! Hai, dați că a venit vremea să mă ocup un pic de scuterul ăsta. Am de gând să-i fac mai multe upgrade-uri. Vă arăt ceva despre ce e vorba. No, deci în prima fază să vă arăt cea mai faină parte. Cea mai faină parte e toba asta. E o tobă Leo Vince, cumpărat-o nouă. Asta a fost 600 de lei, 600 și ceva. Și asta ar fi cam cel mai mare upgrade. După care ar fi filtrul ăsta sport K&N. Asta a fost 200 de lei. Deci avem așa filtru și toba. Cumpărat înălțătorul ăsta pentru arcul din spate. Vopsea. Vreau să revopsesc, că vedeți și voi, vopsea pe săracul cam vai de capul ei. Stickerele astea trebuie să le dau jos. Grămadă de locuri unde e sărită vopseaua. Aici trebuie vopsit cu negru. Asta are stickerul. Apărătoarea vreau să o dau jos, să fac un alt număr. Deci o grămadă de chestii pe care trebuie să le fac. O grămadă de chestii. Oricum, pe scuterul ăsta mai lucrat eu ceva. Prima dată când l-am cumpărat, am vopsit toba, am vopsit o grămadă de elemente cu negru. M-a arătat chiar așa de bine când l-am cumpărat. No, dar tot nu-mi place cum arată. Mai merg făcute câteva periduri. Trebuie să fac ceva și cu apărătoarea asta, că nu e originală și nu-mi place că arată foarte încărcat așa la roată. Ori o tai, ori dacă nu-mi iasă, o dau jos de tot și aia e. Bordul ăsta vreau să-l dau jos, deci să rămână așa clean, numai ghidonul, ca și la crossuri. Și abar n-am. Văd eu pe parcurs ce mai fac. Oricum e o grămadă de lucru. No, haideți că am băgat scuterul aici în garaj. Scos mașina și l-am băgat aici, că e un pic de umbră. Și mă apuc încet să dezmembrez. Vedem, încep cu apărătoarea. Dau jos numărul. Vedem ce iese. No, hai da, am dat jos apărătorile. Deja parcă arată mai bine așa, fără ele. Chiar și fără apărătoare de pe față arată mai bine. Acum eu încerc să fac ceva mai finuț un pic cu apărătoarea aia. Așa sigur nu mai pun, mai bine las așa fără. Acum să vedem ce iese. No, hai da, am revenit cu apărătoarea. Bă, e urâtă ca dracu apărătoarea asta, dar pe net chiar nu am găsit nimic. Nu știu, ăsta e un scooter ceva mai rar, cred că. Sau habar n-am de ce nu prea sunt piese pentru el. Dacă aveți voi ceva piese sau apărătoare pentru modelul ăsta de scooter, îmi dați un mesaj pe Insta. Deocamdată să sperăm că o să meargă asta. Am tăiat toate plasticurile alea în exces, care nu mai făceau scooterul ăsta să arate mai urât. Mai, oricum o să fie vopsită și asta. Și o să mai fac eu una alta la ea să arate ceva mai bine. Mă să văd cum arată. Pun sus așa provizoriu. Bă, nu-mi place deloc cum arată. Mă vine să tai de tot de aici, de spate și aia e. Rămâne așa numai un pic pe față. Nici nu știu cum aș putea să fac. Să văd eu imediat. No, după încă câteva tăieturi cu flexul, am ajuns să am asta. Cum aseamănă mai mult cu apărătoarea originală. Apărătoarea originală știu că e numai așa ceva, gen cum e asta. O apărătoare mică, simplă. Acum să văd cum îi fac o prindere, să stai cumva în felul ăsta și bine a fi. No. Haideți că am pregătit aici niște suporți pentru apărătoare. Da, problema e că am aici un șurub rupt. Să vedem cum îl pot rezolva. E bun. No, nu știu chiar ce trebuie. Da, nu-i niciun bai, că-i băgăm piuliță. Important să am gaură acolo.
Cam așa a ieșit apărătoarea. Am prins așa numai provizoriu, oricum o dau jos să o vopsesc. Da, față de ce a fost, eu zic că e bine. Față de ce a fost, e chiar ok. Mă-mi place, e mult mai clean, mult mai simplu. Deci o să fie vopsit, acum mă gândesc dacă o să fac neagră sau roșie. Mă apuc acum să modific numărul ăsta. I-am făcut aici niște semne pe unde o să-l tai. Și mă gândesc să-l montez cumva aici. Plus că trebuie să-l vopsesc și să refac cam în mare parte. No, haideți că sunt într-o fază destul de ok cu scuterul. Numărul l-am vopsit cu galben, urmează după aia să fac cu negru scrisul pe el. Am aici apărătoarea care urmează să vopsesc. Am luat jos semnalizările, că din păcate asta s-a rupt la o tură de off-road, un plastic din asta galben, așa că am zis că le dau jos de tot. Bordul am zis totuși că las, că am desfăcut și nu mi-a plăcut deloc cum arăta ghidonul așa fără. Eventual dacă aș găsi un alt ghidon, poate ar arăta bine. Și acum urmează să iau spray-ul negru, să mai dau peste câteva elemente, după care să dau jos toate sticărele și acții build-urile astea și după aia mai vedem. Deci am vopsit cam toate elementele cu negru, ce a fost de vopsit cu negru. Vă arăt și noua culoare, un pic diferită, mi se pare mai faină, mai aprins așa, un pic un roșu mai aprins, parcă un pic spre portocaliu, dar arată chiar bine. După cum am zis, am făcut toate elementele cu negru. Toate plasticele sunt faine acum. Acum ce mai am de făcut? Să bandajez logo-urile astea de la Yamaha și ce mai scrie pe aici. Să nu fie chiar vopsit peste tot, să mai rămână ceva. Vedeți că am lipit aici banda asta de hârtie și tai cu cutter-ul așa, cu o lamă de cutter foarte ascuțită și aia încet pe lângă. Cam așa o să procedez, ca să rămână logo-urile astea. Am zis că nu dau jos plasticele, că așa mi-ar lua prea mult timp. Am dat seama că are și o vopsire mult mai ca lumea, dar chiar nu are rost. Asta e vopsire așa un pic fugitivă, ce fac eu. Dar o să iasă bine și așa. Bandajez frumos peste tot și îi dau vopsea. Nu uitați, cam așa a ieșit. Eu zic că e și foarte bine, adică nu, că e cât decent. Acum să vedem cum dau eu jos stickerele astea, că mie nu-mi plac deloc. Așa, și urât arată. Da. Să vedem. Bag acum uscătorul și să vedem cum merge. Am reușit să le dau jos, dar au rămas cleiul ăsta. Nu-i niciun bai, că iau de altă și o rezolv imediat. În rest, treaba bună. Nu, am terminat și cu vopsitul. Bă, eu zic că e și bine. Acum urmează partea satisfăcătoare. Mai las 2 minute să se usce și după aia dau jos toată banda. Să vedem
Cât e bine abandajat-o. Să vedem câte greșeli am făcut. Asta arată chiar bine. Să vedem aici ce a ieșit. Bă, e perfect. E tot așa, în continuare, o fi bună treaba. Care nici nu se vede că a fost lopsut. Pare să fie chiar super ok. N-am dat cu vopseaua unde nu trebuie. Cam atât am făcut și eu pe astăzi. Bă, dar ce fain a ieșit. Bă, dar bine am bandajat-o. Ce profi. Detaliu aici. No, cam atât a fost pe azi. Mă opresc și eu că deja e târziu. Nu mai apuc să pun toba, filtru, o grămadă de chestii mai am de făcut. Că mai bine mă opresc și continui altă dată. No, cam atât. O să fie pe azi. Vedem, data viitoare punem toba, filtru, dăm o pedală să vedem cum merge.